În cadrul evenimentului avem expuse peste 350 de modele. Până acum ne-au trecut pragul aproape 60.000 de persoane și așteptăm în acest weekend peste 25.000. La salonul auto de la Romexpo au venit oameni de toate vârstele. Da. De ce vin la salonul auto? Ca să văd modele noi de mașini și să văd și modele vechi. Îmi plac foarte mult mașinile. Am venit să mă uit și eu în fiecare an vin. Principalii clienți au fost familiile, adică cei care își caută o mașină nouă la un preț cât mai bun. Suntem interesați de o mașină nouă prin programul Abla pentru la anul și testăm piața. Doamna, ce are de spus, că în familia... Pentru mine căutăm o mașină, benzină, cum a zis soțul, și bugetul 10.000? Da. Diversitatea a fost la ea acasă. Cei interesați au putut cumpăra în funcție de preferințe și buget, de la trotinete până la limuzine de sute de mii de euro. Dacă nu aveți un buget în tot mai generos, este bine să știți că la salonul auto puteți achiziționa chiar și trotinete electrice, însă cu mare atenție dacă le testați, pentru că sigur nu ați vrea să zgâriați un astfel de automobil de aproximativ 200 de mii de euro. Ei bine, da, este cel mai scump vehicul spre vânzare de la salonul auto. Nu au putut lipsi nici noile tehnologii deja tot mai prezente pe străzi. Mă interesează să-mi iau mașină hibrid. Este și un trend, dar este și cursul natural al lucrurilor, vremii în care trăim. Există însă și mulți sceptici în privința stațiilor de încărcare a acestor mașini electrice. E o problemă cumva lipsa stațiilor, sau așa credem noi, prea puține stații și din cauza asta nu se înaintează. Da, caută o mașină cu autonomie mult mai mare decât, sau mai aștept puțin. Dar experții vin și cu soluții. Astăzi în București sunt peste 100 de stații de încărcare. Dacă se accesează pe internet informații pentru poziționarea stațiilor de încărcare, oamenii vor avea surpriza să constate că există informații detaliate despre aceste stații de încărcare. La acest importator, prețul unei mașini hibrid, adică un vehicul mixt cu propulsie atât electrică cât și pe combustibil, este între 22 și 28.000 de euro.